Tocmai în acest context vreau să spun că este o diferențiere majoră între noi și tot ceea ce înseamnă PSD. PSD-ul a jucat la mai multe capete, așa cum spunem noi pe românește, a încercat să joace ba cu China, ba cu Rusia, ba cu Occidentul și întotdeauna atunci când a fost vorba despre valorile care au fost promovate, niciodată acestea nu au fost una dintre cele care au caracterizat până la urma urmei o poziționare fermă și fără echivoc de o parte sau de cealaltă.